În acest weekend se joacă meciuri din cadrul etapei a 5-a a Ligii 1 de futsal, însă dintre echipele de Vene doar ACS Vest de va joacă. Auto Bergamo va sta, ea fiind programată să întâlnească pe Clubul Sportiv Ciorăști, echipă ce s-a retras din campionat. În cadrul celei de-a 5-a etape a Ligii 1 de futsal, duminică 22 octombrie, echipa locală ACS Vest Deva așteaptă vizita ultimei clasate din campionat, CFF Clujana Cluj-Napoca. Meciul se va desfășura la sala sporturilor din Deva de la ora 12. ACS Vest Deva speră să obțină toate cele 3 puncte puse în joc și astfel să revină în lupta pentru Final Four. Tot în această etapă, United Galați întâlnește sâmbătă pe Luceafărul Buzău, iar marți se va desfășura partida dintre CFR Timișoara și FK Odorheiul Secuiesc. Auto Bergamo nu va juca, ea fiind programată să întâlnească pe Clubul Sportiv Ciorăști, echipă ce s-a retras din campionat.